parte din echipa care a creat acest proiect. Am scris, sunt parte din această echipă care a scris, implementat și am făcut acest proiect anul ăsta. Munca mea în proiect a fost una de cercetare, dar și una de concept, așa. Eu o să vorbesc undeva la vreo 35 de minute, 40, nu mai mult, nu cred că se poate urmări mai mult. După care puteți pune întrebări și sper să pot răspunde la aceste întrebări. Sau să poate răspunde cineva din public care face din parte din proiect la întrebări. Că nu sunt singură, suntem mai mulți. Pe parcursul prezentării o să folosesc platforma ca să ilustrez cumva toți pașii pe care i-am făcut. Și cam atât. Asta ar fi. Arhiva etnologică a muzeului conține mai multe fonduri și colecții ce acoperă întreaga perioadă de documentare acestei instituții, de la directoratul lui Alexandru Țigara Sanducaș, scuze, până astăzi. Scopul proiectului rețelei privirii a fost construirea unei platforme online care să cuprindă acest patrimoniu și să-l pună la dispoziția publicului larg, astfel încât să poată genera o participare activă, o contribuție. Și o să discutăm la sfârșitul acestei prezentări cum vedem noi această contribuție și cum sperăm noi, ca alți deținători de fonduri, să contribuie. În acest sens, platforma nu este doar oglinda depozitului digital, ci presupune o structură care permite utilizatorului să urmărească multiple asocieri între artefacte și să participe în crearea de conținut. Artefactele digitale încărcate în platformă pot fi explorate prin căutarea clasică în bazele de date. Și aici o să deschid această pagină în care vedeți care sunt, de fapt, modalitățile clasice, da? Cuvintele cheie, taguri, posibilitatea de căutare, da? Cât și prin explorarea universului propriu fiecărui obiect digital. Acesta, din urmă, este creat prin conexiuni cu alte artefacte din arhivă. O fotografie poate fi vizualizată în relație cu registrări video sau audio sau date culese în teren. Aceste conexiuni nu există însă a priori indexate în registrele arhivei, ci sunt bazate pe un proces riguros de cercetare sau de cunoaștere la nivel structural a întregii arhive. Conexiunile sunt, deci, proiecte curatoriale în sine și rezultatul unui proces de cercetare și de dezbatere în interiorul echipei proiectului pentru, practic, fiecare obiect digital publicat. Proiectul pilot constă în publicarea în întregime a colecției Aurel Bau, însoțită de un set complet de metadate și de conexiunile ce o leagă de alte 19 colecții în arhiva etnologică, precum și de o prezentare ce explicitează metodologia noastră de cercetare și de expunere într-o manieră accesibilă publicului larg. Și această explicitare este prezentată de bucățica rețelele privirii. Și aici se explică cum vedem noi imaginea, cum vedem noi obiectul digital, cum vedem obiectul de arhivă. E un fel de, să spunem, un fel de mic training pe care poți să-l parcurgi dacă vrei, dar pe care nu poți să-l omiți și poți să mergi direct la, nu știu, cercetare serioasă, de istoric de artă sau sociolog sau mai știu ce. Acum, ce înseamnă setul complet de metadate? Deci și asta trebuie puțin explicat și ca să explicăm asta, o să vă arăt o imagine din colecția BAU, descrierea ei și setul de metadate.
Baza de date este structurată de o schemă operațională standardizată. Asta sună foarte pompos, dar ce înseamnă e următorul lucru. Că aceste metadate sunt standardizate și interoperabile la nivel european prin folosirea unui sistem specific, care se numește Dublin Core și care este folosit de europeană și nu doar de europeană. Transpunerea metadatelor în format digital conform standardului Dublin Core este exprimată sub forma unui tabel. Deci când am lucrat, am exprimat asta sub forma unui tabel și tabelul ăsta avea, să spunem, o serie de rubrici precum autor, suport, tehnică, dimensiuni, proveniență, corelație, colecție, fond, etc. O parte dintre ele le puteți vedea aici. Toate nu sunt niciodată arătate. Asta, din nou, a fost o decizie pe care am luat-o în interiorul proiectului, cât să arătăm pentru a nu încărca platforma și cât este absolut esențial pentru a crea conexiuni, pentru a ajuta utilizatorul să aibă o informație suficientă sau să-l ajute să caute informație mult mai complexă. Acum, deși nu toate sunt vizibile, ele sunt comune tuturor artefactelor similare din arhivă. Colecțiile audio și video au un set de metadate diferit. Și pentru colecția audio și pentru colecția video s-au avut discuții la fel de aprinse despre cum ar trebui, de fapt, realizat capul de tabel. Sau i-am spus. Colecția de negative Aurel Bau a fost donată de criticul și istoricul de artă Radu Bogdan în 1995. Cele 89 de negative pe celuloid monocrom format 6x6 a fost însoțită de o periodizare generală, 1939-1946, și de o descriere care l-a identificat drept imagini care ilustrează satul românesc. Fiecare negativ a fost catalogat cu o scurtă descriere în registrul arhivei, bărbat mergând pe un drum de țară sau târg de vite sau, nu știu, descrieri succinte, de fapt. Și toate sunt însoțite de periodizarea specificată de donator. Deci 39-46. Cu toate acestea, aceste negative nu sunt singurile artefacte BAU din arhivă. Colecția creată de Muzeul de Artă Populară conține și ea fotografii BAU și același lucru este valabil și pentru instituția care a precedat-o, deci pentru Muzeul Țigara San Lucaș. Și aici sunt o serie de unul dintre primele exemple despre unul dintre primele exemple care arată ce conține colecția BAU. Vedeți acolo pagina 48 și ce conține colecția mea. Ambele sunt colecții ale arhivei arheologice. Și legătura dintre cele două artefacte va fi explicată în curând. Colecția de negative Radu Bogdan este ideal plasată pentru a ilustra nu numai bogăția materialului adunat de-a lungul istoriei acestui muzeu, ci și discontinuități temporale și diferite contexte politice și ideologice, precum și multiple abordări estetice ce caracterizează tot materialul de documentare. La o analiză mai atentă, cele 89 de negative pe celuloid monocrom se extind dincolo de periodizarea inițială dată de donator și dincolo de tematica dată de acesta. El arată, de fapt, o cronologie diferită și indică subiecte care nu se limitează doar la lumea sa. Colecția, cuvinte, într-adevăr, fotografice, documentează campaniile etnografice din Vălen, Prut, Dâmbovnic, Gurghiu, Mureș sau vederi din Bucureștiul Interbelic și de la Balcic, dar și minerii din Valea Jiu. Acum, din moment ce cele 89 de negative au fost însoțite doar de o descriere succintă pentru întreaga colecție, iar publicarea lor online necesita un set structurat de metadate, deci nu să ne întoarcem la metadate, de deci ai nevoie de, pentru a publica responsabil patrimoniul, ai nevoie de acest set de metadate și pentru colecția BAU nu avem acest set. Sau aveam, să spunem, doar metadatele tehnice, da? Suport, mediu, etc.
regiuni, provenanță. Acest set de metadate este de asemenea important și pentru construirea de conexiuni relevante, atât cu artefactele din interiorul aceleiași colecții, dar și cu cele din fonduri și colecții ale arhivei în general. Iar pentru a, nu știu, pentru a identifica sau pentru a descoperi, să zic așa, informații care să poată să hrănească metadatele, a fost necesară o cercetare care să investigheze cumva istoria de expunere și publicare a acestor negative. Datarea a necesitat așadar o colaborare a numeroase surse, precum biografia fotografului, broșuri ale expozițiilor și articole care au discutat proiecte expoziționale ale lui Bau, publicări în ziare și reviste contemporane autorului, articole academice dedicate cercetării etnografice din perioada interbelică, istorie orală, precum și expertiză privind costumul din diferite zone etnografice sau tehnică fotografică. Informațiile adunate în acest fel au creat un context, iar contextul a informat o cronologie. Astfel, în cazul colecției Bauch, am identificat mai multe serii. Putem spune că există o serie Băleni, una din Bovnic, una Gârghiu, una Valea Jiului, dar există și o serie de fotografie industrială și publicată Bucureștiului, Vistelor din București. O serie poate crește sau poate diminua, sau se poate diminua în urma cercetării sau a eventualelor contribuții externe. În orice caz, structura platformei online este gândită în așa fel încât să susțină această fluiditate a conținutului. Și o să explic după ce trec prin aceste câteva cazuri ce înseamnă această fluiditate a conținutului. Acum, o mică biografie, ca să știm despre cine vorbim. Și oricum, această biografie a informat periodizarea artefactelor. Este ca un soi de bazin, să zicem, care ne-a permis să ne orientăm. Un bazin de informație care ne-a permis să ne orientăm. Aurel Bauch s-a născut la Craiova în 1900, între 1921 și 23 studiază cu Arcipenco la Berlin. Din 23 până în 36 se află la Paris, unde frecventează cursurile Școlii Academiei Moderne. În 1929 începe să experimenteze cu noi tehnici fotografice. În 34 publică primele sale fotografii în diverse reviste românești și franceze. În 36 participă la expoziția internațională de fotografie contemporană de la Paris și este pentru prima dată remarcat pentru arta lui. În 37 Bauch deschide Studio 43 în București, în 38 are loc prima sa expoziție personală, începând cu 1939, și aici e un pic de informație care e oarecum diferită față de biografiile care pot fi citite la ora actuală în literatura secundară. Începând cu 1939, participă la expozițiile de fotografie organizate de Oficiul Național pentru Turism și mi se pare că nu este o coincidență că Bauch se întoarce în 36 și că Oficiul Național de Turism este creat în 36. În 39 publică în revista UNT, deci în revista Oficiului Național de Turism, două fotografii, Fantezie de iarnă și Stucul Poldelor, cea din urmă fiind câștigătoarea celei de-a cincea expoziție UNT. Deci toate informațiile astea poate că par că pică din cer și sunt așa o avalanșă de informații, dar absolut fiecare, să spunem, bucățică informativă a ajutat la periodizarea unui artefact în această colecție. Absolut orice fel de, să spun eu, de informație. La unele ne-am întors de foarte multe ori, despre unele am vorbit și la telefon la distanță, fiecare bucățică informativă a contat. Fiecare informație. Succesul expoziției personale din Craiova a funcționat probabil ca o recomandare pentru colaborarea cu membrii școlii gustiene. Bauch pare să înceapă această colaborare în timpul campaniei 60 de sate sub conducerea sociologilor Gălopenția și Mihai Pop. Între 38 și 47, Bauch documentează campaniile din Băleni, din Bovnic, Făgăraș, Rubiu și Mureș. Pe lângă acestea, însă, Bauch lucrează și la un proiect dedicat Voiei Jiului, începând cu 1945.
În toamna anului 1946, BAF deschide cea de-a doua expoziție personală. În 1947, fotografiile lui BAF din Valea Jiului însoțesc eseul lui Geo Bogza, Oameni și Cărbuni. Iar, la expoziția din 1946, de asemenea, avem fotografii făcute în Valea Jiului și există pe Ager Press, dacă căutați, puteți să găsiți fotografii din expoziție. Între 1937 și 1945, Bauch a realizat o serie de portrete care arată cercul său de prieteni, dar și afinitățile politice, după mine. Sasha Pană, Radu Bogdan, care este donatorul colecției, dramaturgul Mihai Sebastian, Andrei Vișinski, Vera Proca Ciortea, Nineta Gusti, etc. Este destul de dificil să cartografiem activitatea între 49 și 55, deși datorită cercetătorului Sandra Golopenția știm că a fost sub supravegherea securității în legătură cu dosarul de încarcerare al lui Anton Golopenția. În 1955 expune însă din nou, de data aceasta ca membru al jurului pentru expoziția Patria noastră și aici din nou e o descoperire cumva diferită sau care informează literatura secundară deja publicată. Deci spune din nou la această expoziție, în 56 apare ca membru fondator al Uniunii Fotografilor, iar în 57 este membru al jurului primului salon internațional de artă fotografică organizat în România după 1948. În 56 publică lucrarea care este foarte bine cunoscută și care este al Uniunii Fotografilor București. În 61 pleacă la Paris și în 64 mai. Deci cam asta ar fi timeline-ul acestei colecții. Timeline-ul acestei colecții indicat de biografia Bauch se restrânge în funcție de seriile pe care le-am menționat și se restrânge și mai mult în funcție de cercetarea în aceste serii. Da? Cercetarea acestor serii în funcție de literatura dedicată campaniilor sociologice sau se restrânge în funcție de publicare sau se restringe în funcție de momente în care el a expus anumite artefacte. Și o să dau câteva cazuri. Aceste cazuri sunt cumva extreme pentru întreaga arhivă. Adică extreme în sensul cantității de cercetare sau eforturi de cercetare depus pentru a, pentru a descoperi un titlu sau pentru a descoperi o periodizare sau pentru a încadra un artefact și chiar pentru a lega de alte, de alte artefacte din alte colecții. Și o să iau câteva cazuri, acum să vedem dacă găsesc cazurile respective. Da? Acesta este unul dintre primele cazuri. Conform publicației care a difuzat rezultatele campaniei din Dubrovnik, aceasta s-a desfășurat în două etape, între 12 iunie și 6 septembrie și între 15 septembrie și 13 octombrie 1939. Și informația asta cumva este adunată din mai multe surse. Și din nou, poate să pară ceva super, cum să spun, greoi și plictisitor, dar asta informează parcursul de cercetare care te ajută să ajungi la titlul, la anul, la perioada, la locația, la unde a fost publicat prima dată și așa mai departe. Și toate aceste informații hrănesc și sunt, de fapt, devin metadată. Sandra Golopenția menționează că Mihai Pop era în teren în perioada 12 iulie, 7 septembrie și 23 septembrie, 15 octombrie și că i-ar fi cerut lui Anton Golopenția să-l aducă pe Bauch la Dubrovnik înainte de încheierea recoltei. Și dintr-o dată, ai limitele acestei serii, da? Și ai o limită pentru un număr de fotografii, o limită temporală, deci poți să spui fotografia asta a fost luată în 1939, între 22 iulie și sfârșitul noiembrie 1939. Pe
toate acestea, istoricul publicării nu asigură motive pentru anumită fotografie și nici nu poate fi singurul motiv din spatele atribuirii unei date și a unui loc pentru un artefact într-o colecție. De exemplu, în 1940, Bauck a participat la cea de-a 6-a expoziție ONT. Cu această ocazie a expus 10 lucrări. Înălbitul pânzei, fântână cu troițe, moșneni din Argeș, domniță din Maramureș, în Biharia, pot peste Argeș. Le spun pe toate pentru că au sens, o să aibă sens mai încolo, de ce le spun pe toate. Procesiune la Mândra Făgăraș, drum de țară. Deși această mică broșură menționează doar titlurile fotografiilor expuse, acestea sugerează perioada de execuție în timpul campaniei din Dubovnik, Argeș, dar și prezența fotografului în zone precum Făgăraș și Maramureș și prezența lui în aceste zone este confirmată de literatura sau de istoriografia pe sociologie, să zicem, pe istoria sociologiei în Dubovnik. Institutul campaniei din Dubovnik, publicat în 1942, apare o fotografie similară cu acum o să vorbim despre un alt caz, să văd dacă o găsesc. Am încercat să-l deschid pe toate, pentru că avem internet printr-un telefon. Și atunci, da, o avem aici. Da, pe mine în fața la soare. Deci, în studiul dedicat campaniei din Dubovnik publicat în 1942, apare o fotografie similară cu, cu aceasta, deci similară cu negativ. Da? Dar nu înseamnă că dacă seamănă și răsare. Da? Deci dacă vedem o fotografie care ar semăna cu o altă fotografie, nu înseamnă că este aceeași fotografie. Deci chiar și cel mai mic detaliu contează. Este de fapt vorba despre, despre un alt negativ. Dar asta nu înseamnă că nu pot să placez fotografia respectivă, că nu pot să spui a, da, pentru că e, nu știu, arată același context, poate fi din, să spunem, din perioada din Bocnă, din perioada studiului dedicat din Bocnă. Negativul din colecția noastră, din colecția PZL, este o variație a celui publicat în 1942, fapt ce indică, cum am spus, contextul și periodizarea. Da? Deci studiul a fost publicat în 42, dar el a avut loc în 39 și a avut loc în 39 între datele menționate. Și acum... muzeul a achiziționat însă și fotografia publicată în studiul din Dubovnik, pe care o aveți alături. Vedeți? Deci ele seamănă din nou, dar nu sunt același film. În studiu, deci a achiziționat fotografia în perioada comunistă. Ea face parte din fondul Muzeului de Artă Populară, o instituție care a funcționat între 1952 și 1978 și este continuatoarea instituției condusă de Țigara Samucaș și precede instituția creată după 1989. Ea este, deci, eu o hârtie fotografică, este tipărită pe hârtie fotografică, scuze, alb-negru și a fost achiziționată de muzeul în 1954. Subiectul și titlul fotografiei expuse în 1940 sugerează că Bau a expus o fotografie similară cu BA 548 sau MAP 2601 și indică un titlu sugerat, indică că titlul a fost sugerat de artist. Spun indică, pentru că asta nu înseamnă că știm sigur. Fondul MAP funcționează un suplement arhivistic și istoriografic și, în acest sens, poate completa și elimina procesul de datare pentru multe artefacte din colecția Arhivei Etnologice. Astfel, colecția BAUC din 95 donată de Radu Bogdan poate fi extinsă prin adăugarea unor fotografii care au fost achiziționate de muzeu după 1953. Deocamdată ele nu sunt parte din platformă, dar sunt parte din cercetare și le putem afla. Scuze, nu vreau să pierd. Aceasta de exemplu... Puteți să mai bine pune microfonul? Thank you.
Auzi mai bine? Da. Bine. Complicat. Poate dacă vorbești cu picioare, dar nu știu dacă te mai greu. Nu știu cum s-a ajuns la toate lucrurile din picioare, dar... Fotografia a fost publicată și expusă în diverse contexte,
BA 520 apare pentru prima dată cu semnătura Aurel Bau pe coperta revistei România Literară. El publică foarte multe fotografii în România Literară. Foarte multe, aproape în fiecare lume. Și sunt, asta spun pentru cei care sunt interesați de Aurel Bau, sunt foarte multe, nu sunt în circulație, ca să zicem așa, adică nu au fost menționate de literatură secundară. Ok, deci apare pe coperta revistei România Literară în 12 mai 1940 cu titlul Cap de Țăran. Eu cred că această publicare s-a datorat premiului acordat pentru această fotografie la cea de-a șasea competiție ONT organizată în martie 1940. Bau a primit atunci premiul 2, din nou că nu a primit premiul 1 se leagă de contextul, să zicem, politic din vremea respectivă. În numărul din aprilie 1940 a revistei ONT, rezultatele concursurilor sunt publicate și fotografia este însoțită de titlul Moșnean din Argeș. Ceea ce mă face să mă gândesc că asta este într-adevăr titlul publicat de Bau, la sugestia de Bau, pentru că e în expoziție, dar e o fotografie publicată expusă în contextul acestei expoziții. Ceea ce înseamnă că în acest context, și asta este un caz unic pentru platformă, am spus la un moment dat că o să discut despre extreme, asta este un caz, singurul caz pentru care avem un titlu. Și este singura fotografie pe care avem un titlu dat de autor. În rest, fotografiile și marea majoritate a fotografiilor, mai toate fotografiile care au fost publicate până în prezent, la timp puteți vedea că este menționat minte plat și ceea ce apare ca, să spunem, titlu este, de fapt, o descriere foarte sucintă, ceea ce noi numim subiect. Asta ne-a ajutat să avem o oarecare coerență în platformă. Bun, deci acesta este cazul extrem, avem titlu. O imagine similară, intitulată Bătrânul Ligandru de Sus și publicată în Jurnalul de Sociologie în 1942, plasează această fotografie în timpul campaniei din Dubrovnik în 1939. Deci asta înseamnă că avem și datare, știm și când a fost realizată. Deci, 15 ani mai târziu, în 1955, Bau expune din nou BA 520 la expoziția de fotografie Patria Noastră. Expune acum, ca membru al jurului, următoarele lucrări. Brazdă din brazdă, care este un joc de cuvinte, presupun, care sugerează legătura între riduri și muncă. Un cocoș între cocoși, pornirea în aprășit, lădița moaie cânepa, predarea cotei sărbătoare, că suntem după 53, mituți visează, se destreamă ceața la lupei și așa începe dimineața în Maramureș. Aceste titluri sunt extrem de sugestive și toate s-ar putea referi la negative din colecția BAP. Un cocoș între cocoși. Să vedem dacă îl găsesc. Iată. El este un cocoș între cocoși. Este. Nu știu. Presupunem. Pornirea la prășit. Trebuie să-l găsesc. Foarte greu să fac totul cu... O să dai search. Da, dar nu pot să dau search, că trebuie să-i dau drumul ăsta. Nu? Deci... Mă rog, ideea este că... Da. Da, o aveți aici. Pornire în Maprășit. Asta cred că nu e ca de a fi pornire în Maprășit. Eu am găsit-o. Lenița Maie Cânima ar putea fi 550. 558. Deci, dar asta nu înseamnă că avem un titlu, este arată doar un context. Din toate titlurile enumerate aici, unul singur, deci în contextul acestei expoziții, unul singur este însoțit de reproducere și reproducerea este portretul de țăran, care poartă numele Brazdă de Brazdă. Ceea ce înseamnă că, într-o perioadă, în parcurs de 15 ani, Bau a publicat o imagine, aceeași imagine, două titluri diferite, în funcție de context ideologic. Dar foarte complicat
complicat, problematic. Pentru pauză publice în perioadă post 1953 chiar, rezultatele cercetării sociologice din perioada interbelică. Și pentru asta este o întreagă literatură despre când a fost reinstituită disciplina în comunism și așa mai departe. Ok. Prin urmare, este posibil ca atât titlul dat de fotografie, expus la cea de-a șasea expoziție în UTE, cât și titlul expus la expoziția din 55, să fie indicate de autor pe când publicarea în sociologie românească sau în România literară sunt mai mult ca sigur de, să spun eu, alegere editoriale, deci probabil făcute de editori sau jurnal. Și același lucru se poate spune despre alte două fotografii în Scânteia, publicate în 1946, care sunt din expoziția BAU, cea de-a doua expoziție personală, în 1946. Și să vedem dacă le găsesc. Da. În Scânteia, această fotografie poartă titlul în pragul porții așteaptă și este o reproducere a negativului, nu este o variație, nu este ceva care ne ajută să plasăm în fotografia, este chiar negativul din colecția BAU. Între 1945 și 1947, BAU a lucrat și la proiectul dedicat regimului în colaborare cu Joe Bogza și expoziția personală pe care am menționat-o deja și cartea Oameni și Cărbuni, publicată în 1947, sunt parte din același demers, dar a lucrat și la campania etnografică din regiunea Gurghiu. Și asta este important, aici este iarăși un caz extrem, pentru că, sau un exemplu de caz extrem, pentru că fotografiile făcute în această campanie sau făcute de BAU în această campanie sunt considerate pierdute. Sau, mă rog, se consideră că nu mai există, că au fost distruse. Campania s-a desfășurat în două etape, în 1945 și 1947, în Valea Gurghiului, cu accent pe Reghin și Vodă. Santa Colopenția, care a publicat foarte mult despre campaniile etnografice și despre implicarea ta pentru ele, plasează prima campanie etnografică în regiunea Gurghiu pe întreaga lună august 1945 și călătoria lui BAU pentru documentare între 10 și 15 august. Pe lângă seria de negative deja plasată în timpul campaniei Gurghiu, și aici am acum un efort fantastic să găsesc. Da, deci va trebui să las. Ok. Explore Archive. Să vedem. Gurghiu. Și aici vom avea toată seria. Să sperăm. Începează. Și copilul să vedea. Deci asta este seria Gurghiu. Gurghiu. Ce știm sigur. Ca aparține seriei Gurghiu. Publicată în iunie 1950, pe lângă aceste fotografii pe care le știm sigur și care sunt în primele 5, ar mai fi una pe care am adăugat-o recent și care este topitul câinii în această serie. Ea a fost publicată în iunie 1947. Credem că a fost făcută în prima campanie în Gurghiu, în 1945. Și este singura pentru care putem să stabilim exact perioada, tocmai datorită acestei publicări pe coperta verso a revistei Unite. De exemplu, pentru alte
fotografii din serie, pentru alte negative din serie, nu putem spune lucrul ăsta. De exemplu, Târgul din Reghin, care este asta, vedeți, așa, nu știu cum se vede, a fost publicată pe coperta verso a revistei Monete din 4 septembrie 1948, acum redenumită Turismul Popular, și data publicării în acest caz ne poate indica, ne indică un timp mult mai larg, o periodizare mult mai largă, care include și campania din 1945, dar și pe cea din 1948. Din documentele pe care le-a rămas la dispoziție, se pare că cele mai multe locații de cercetate în timpul campaniei din Burghiu în 1945 au fost revizitate și în 1947, plasând astfel negativele din colecția Bau, cu excepția topitului Cânepii, între 10 august 1945 și sfârșitul septembrie 1947. Și aici, da? Avem perioada, data când a fost realizată. Și asta o face, din nou, un caz foarte unic, pentru că știm la câteva zile data creării. Lelița Maică Nepaș și Târgul și Brazul din Brazna sau Țăranul Argeș arată o istorie de publicare și expunere care, care se extinde dincolo de perioada interbelică, așa cum aș sugera, autorul, prezentând rezultatele istoriilor sociologice din perioada interbelică într-un caz în care disciplina era tabu. Istoria publicării și expunerii, colaborate cu o serie de contexte culturale și ideologice din anii interbelici și postbelici, plastează negativele din colecția Bau într-o cronologie care indică o periodizare mult mai largă, și anume 1938-1961. Am avea o teorie că ar fi, de fapt, 1936-1961, dar trebuie să investigăm această teorie mai mult. 1938 ar fi momentul primei expoziții personale și a campaniei etnografice Bălentrut. 1961 momentul în care Bau pleacă din România. Da. Acum, ideea ar fi, să discutăm puțin despre despre conexiune. Și despre faptul că ele pot genera, sau mă rog, cercetarea generează conexiuni care leagă artefacte în interiorul colecției. Și sper să mă pot întoarce la ce am spus. Deci, cercetarea a dus la conexiuni care îți oferă, să spunem, o mini-expoziție cu seria Burghiu sau o mini-expoziție cu seria Drăbovnic sau o mini-expoziție cu, nu știu, portrete. Dar, de asemenea, cercetarea informează și legătura cu alte colecții. Iar atunci când vine vorba de contribuții, acestea ar fi modalitatea noastră de a invita publicul specialist și nu numai publicul entuziasm de a colabora la această cercetare. Marea miză acestei arhive este că este una participativă. Asta înseamnă că vizitatorul îi se dă posibilitatea să fie activ. Să fie activ nu înseamnă doar, nu știu, plimbarea prin arhivă, deși încurajăm și susținem foarte mult această plimbare, dar și, dacă se poate, și v-am invita, pentru că aici sunt văd și specialiști din alte muzee, să contribuiți cu conținut. Și la secțiunea de contribuire, ți se explică că această platformă este o platformă colaborativă, și ți se explică și cum poți da o contribuție, cum poți contribui. Și ideea ar fi ca în momentul în care observați, nu știu,
inadvertențe în informație sau știți informații pe care noi nu le știm, să contribuiți. Contribuția este apoi discutată de membrii echipei, după care este postată. Chiar și atunci când nu știm foarte multe lucruri despre artefact, încercăm să fim foarte transparente. Încercăm, și aici marele merit este a Ioanei Popescu și a Lili Șerban, să creăm legături cu alte artefacte din colecție care poate să-ți dea un context pentru filmul respectiv. Și aș vrea să vă dau un exemplu. De exemplu, asta este Ambianță la Târg, care este o bucată sonoră. Și încerc să dau de ceva creat de Ioana. Scuze. Știu că la Târg, sunt multe la Târg. Dar nu știu de ce doar asta. Încercăm să dăm o imagine foarte complexă asupra unui fenomen sau asupra unei imagini sau asupra unui context cultural. Atunci când nu știm și suntem foarte transparenți cu faptul că nu știm, creăm un context, dar asta este tot un pas către utilizator și tot un pas ca să vă stimuleze contribuția, dacă există.